Bună ziua, vă salută Tatiana! Astăzi vă voi prezenta un model de cardigan care se poate lucra pentru toate mărimile, atât pentru adulți cât și pentru copii. Pentru a exemplifica, eu voi folosi firul perfect și croșetul cu numărul 3 și jumătate. Dumneavoastră veți folosi firul adaptat acestui tip de lucrări și croșetul adaptat. Mai întâi vom monta un număr de ochiuri egal cu circumferința bustului lucrării noastre și vom începe să punem ochiuri de lanț. Lucrarea noastră va fi divizibilă cu 4, deci vom monta un număr de ochiuri de lanț atât cât avem nevoie, cum vă spuneam, pentru circumferința bustului. După ce am lucrat numărul de ochiuri necesar, eu am pus aici ochiuri pentru un nou născut. Am pus un număr de 80 de ochiuri. Deci, după ce veți pune numărul de ochiuri necesar, vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet și vom intra cu croșetul în corespondența ochiului de lanț cu numărul 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aici vom lucra un picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat, le vom închide împreună, vom face un ochi de lanț de separare și în corespondența aceluiași ochi de lanț voi lucra din nou două piciorușe duble neterminate pe care le voi închide împreună. Firul pe croșet, voi sări 3 ochiuri de lanț de bază, voi intra în corespondența celui de-al patrulea și voi lucra din nou două piciorușe duble neterminate. Le voi închide împreună ochiul de lanț de separare și voi continua cu două piciorușe duble neterminate. Le voi închide împreună firul pe croșet, voi sări din nou 1, 2, 3, voi intra în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț și voi lucra din nou aceleași două piciorușe duble neterminate, închid împreună ochiul de lanț de separare urmat de două piciorușe duble neterminate în corespondența aceluiași ochi de lanț. În felul acesta vom lucra primul rând. Ajunse la capătul rândului, vom închide cu picioruș dublu în corespondența ultimului ochi de lanț. Voi face piciorușul dublu, după care voi lucra 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, voi întoarce lucru, voi lua firul pe croșet și voi intra în spațiul format din ochiul de lanț din corespondența primului V și voi lua firul pe croșet o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori și vom forma acest punct puf. Vom închide totul, voi continua cu două ochiuri de lanț, în spațiu dintre cele două V-uri voi face un picioruș scurt, voi continua cu două ochiuri de lanț, firul pe croșet și în corespondența următorului V voi lucra din nou punctul puf. Deci am luat odată firul pe croșet, de două ori, de trei ori, de 4 ori, voi închide totul, două ochiuri de lanț, piciorușul scurt între V-uri, două ochiuri de lanț și voi continua cu următorul punct puf în corespondența spațiului format din ochiul de lanț din următorul V. Am luat de 3 ori, de 4 ori firul pe croșet, vom închide totul. Voi face două ochiuri de lanț, piciorușul scurt și în felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului, obținând acest model. Pe întreg parcursul lucrării noastre, noi vom lucra aceste două rânduri. Acum vom lucra singure și ne întâlnim la sfârșitul rândului.
Ajunsă la capătul rândului, voi face ultimul punct puf în corespondența ultimului V, deci am luat de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori firul pe croșet, voi închide totul, 2 ochiuri de lanț și voi face un picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din rândul anterior. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț, voi întoarce lucrul și voi lua firul pe croșet. Voi intra în corespondența ochiului cu care am închis punctul puf. În corespondența acestuia voi face un picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat, le închid împreună, ochiul de lanț de separare, urmat de celelalte două piciorușe duble neterminate, le voi închide împreună, astfel voi forma primul V. După care voi intra în corespondența următorului punct, următorului ochi, unde am închis punctul puf. Și voi lucra din nou două piciorușe duble neterminate, le voi închide împreună, ochiul de lanț de separare, urmat de cele două piciorușe duble neterminate, le închid împreună și voi forma următorul B. Apoi trec la următorul punct. În felul acesta, deci vom relua practic primul rând, vom continua cu cel de-al doilea, în modul în care ați văzut dumneavoastră. După terminarea acestui rând de V-uri, vom lucra rândul de puncte puf și astfel vom continua lucrarea până când vom ajunge sub brațul lucrării noastre. De aceea am omis să spun la început, lucrarea va fi lucrată dintr-o singură bucată, cusăturile vor fi doar pe umeri și bineînțeles mânecile, apoi le vom lucra una câte una. Deci formăm punctele puf și în modul punctele V și în modul în care ați văzut dumneavoastră, vom lucra punctele puf. Vom continua singure și ne vom reîntâlni. Așa se prezintă. Ajunse din nou la capătul acestui rând de V-uri, vom închide cu piciorușul dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul rândului anterior și vom continua cu cele 5 ochiuri de lanț, vom întoarce lucru și vom forma următorul punct puf. Așa cum deja v-am spus, vom lucra alternând aceste două rânduri până când vom ajunge la sub braț. Am făcut cele două ochiuri de lanț, piciorușul scurt, din nou două ochiuri de lanț, următorul punct puf. În felul acesta continuăm singure și ne vom reîntâlni când vom ajunge sub braț. Când vom ajunge cu lucrarea noastră sub braț, noi vom pune lucrarea în acest mod. Deci vom delimita părțile din față și spatele. Deci vom pune în acest mod, vom avea nevoie de două clămițe despărțitoare și numărând în mod egal V-urile, pentru că întotdeauna sub braț, când vom delimita aceste părți, va trebui să avem rândul format din V-uri. Deci vom pune 2, 4, 2, 4. În cel de-al cincilea V voi pune clămița și partea aceasta, din nou, 1, 2, 3, 4, voi pune în cel de-al cincilea V. În felul acesta, deci cum vă spuneam, am delimitat părțile.
cele două părți din față și spatele. Acum, noi vom lucra fiecare parte individual, vom începe rândul în mod normal, deci 1, 2, 3, 4, 5, voi întoarce lucru și voi face primul meu punct puf. O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori am luat firul pe croșet, voi închide, voi face cele două ochiuri de lanț de separare, piciorușul scurt, două ochiuri de lanț și voi continua cu punctul puf până în momentul în care voi ajunge. Imediat vă explic. Deci voi lucra pentru mine cele patru puncte puf. Acest punct unde noi am fixat clămița despărțitoare nu va veni lucrat nici când vom lucra părțile din față, nici când vom lucra partea din spate, deoarece acest punct ne va ajuta apoi să facem mânecuța. Deci vom continua înainte și înapoi cu rândurile noastre. Voi ajunge la capătul rândului aici, voi forma cel de-al treilea punct puf, 4, voi închide, două ochiuri de lanț, piciorușul scurt, două ochiuri de lanț, voi face aici punctul puf, 1, ultimul, 2, 3, 4, voi închide totul, voi face cele două ochiuri de lanț și voi face un picioruș dublu în corespondența spațiului dintre puncte. După care ne vom reîntoarce, deci vom face cele trei ochiuri de lanț și vom lucra ca de obicei, formând V-urile noastre. Indiferent de mărimea pentru care veți lucra acest model de cardigan, veți ști întotdeauna că modalitatea este aceasta. Deci vom continua cu V-urile noastre, vom continua cu punctele puf până când vom avea înălțimea necesară pentru a ajunge pe umăr. Vom lucra și cele două părți din față și spatele, iar apoi noi ne vom reîntâlni pentru a continua lucrarea. După ce am lucrat cele două părți din față, deci de sub braț până la umăr, voi intra cu croșetul în spațiul imediat următor după primul V. Aici voi face trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Deci 1, 2, 3. Cele două ochiuri de lanț de separare și apoi vom intra în corespondența primului spațiu și vom continua lucrând punctele puf până la sfârșitul rândului. Exact modul în care am lucrat până acum, am făcut cele două ochiuri de lanț, piciorușul scurt, două ochiuri de lanț, voi face următorul punct puf, deci așa vom ajunge la sfârșitul rândului. Sfârșitul rândului pentru partea din spate care se va termina în spațiul prima de clămița noastră de separare. Vom lucra singure, iar când voi ajunge la sfârșitul acestui rând, ne vom reîntâlni pentru a continua. Deci acum am ajuns în spațiu unde vom lucra ultimul punct puf de la partea din spate. Am luat firul pe croșet de 4 ori, voi închide, voi face cele două ochiuri de lanț. Voi lua firul pe croșet și în spațiul dintre V-uri voi face piciorușul meu dublu, după care voi face cele trei ochiuri de lanț, voi întoarce lucrul și voi lucra în mod normal V-urile. Trebuie să vă reamintesc că întotdeauna vom încheia fiecare
partea lucrării cu un V, pentru că ne va fi mai ușor să ansamblăm părțile componente, deci să coasem pe umăr. Noi vom continua singure. După ce am terminat de lucrat și partea din spate, noi vom scurta firul și vom închide și această parte a lucrării. Ne vom întâlni cu cea de-a doua parte a tutorialului, unde vom continua cu mânecile și cu și vom finaliza lucrarea noastră. Dacă vă place ceea ce am realizat până acum, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Cine nu este înscris la canal, abonat, se poate abona. Iar eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!